Au fost 4 autospeciale de stingere cu apă și cu spumă din cadrul inspectoratului pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța și un echipaj SMURD. În sprijin am avut și ambarcațiunea SAR cu tun. Din fericire, din primele informații, nu sunt victime surprinse de explozie. Incendiul a fost lichidat după aproximativ o oră. În total au fost afectate 3 embarcațiuni, una care a ars în totalitate. Cea mai probabilă cauză este un scurt circuit la baterie. Măcel la meciul Stelei cu Rapidul în Liga 4-a. Partida s-a încheiat cu scorul incredibil de 10-0, dar nu a fost lipsită de incidente. Suporterii au aruncat cu petarde în teren, așa că arbitrul a fost nevoit să oprească meciul. Mai mult, la fața locului au intervenit și jandarmii pentru a calma spiritele. Meciul Steaua Rapid a început la ora 15 și s-a disputat pe stadionul din Comuna Berceni. Din cauza faptului că a fost considerat încă de la început un meci periculos, jandarmeria a luat măsuri speciale, așa că mai multe echipaje de intervenție au fost plasate în puncte cheie încă de la ieșirea din capitală. Incidentele nu au lipsit. La un moment dat, arbitrul a oprit jocul pentru că suporterii au aruncat cu multe petarde în teren. Mai mult, ultrașii celor două echipe au făcut scandal și s-au luat la bătaie. Drept urmare, jandarmii au fost nevoiți să intervină. Punctul culminant al scenelor violente a fost atunci când portarul de la Rapid FNG a aruncat o torță înapoi în peluză. Încă sunt fumigene în careul rapidist. Va executa lovitura liberă Tiberiu Zamfir. Și jandarmii sunt mobilizați. Jocul se dispută în jumătatea stelistă, dar jandarmii au intrat pe teren. Cred că meciul va fi oprit pentru că jandarmii au intrat în jumătatea stelistă, acolo unde o parte a galeriei forțează ruperea gardului. Nu de asta era nevoie. Rapid a avut o galerie de 400 de suporteri la meci, iar pentru Steaua au venit în jur de 1000 de fani. Jocul s-a încheiat cu scorul 10-0 pentru Steaua după loviturile de la 11 metri. Steaua are 8 victorii în primele 8 etape din acest sezon, în timp ce Rapid FNG are 13 puncte cu 4 victorii, un egal și 3 înfrângeri. România a ieșit campioană la fraude cu fonduri europene folosite în agricultură în perioada 2014-2018. Potrivit ultimului raport OLAF, în ultimii 5 ani, țara noastră a fost o adevărată gaură neagră. Au dispărut fără urmă peste 60 de milioane de euro. Locul 2 în această statistică l-am ocupat doar în privința valorii fraudate, acolo unde ne-a depășit Polonia. Mihaela Tudor vine cu toate datele. Bun găsit, Mihaela, ce se mai arată în raport? Bun găsit tuturor! În perioada 2014-2018, România a fost țara care a raportat cele mai multe fraude din Uniunea Europeană privind fondurile europene din agricultură. De asemenea, ne aflăm pe locul 2 la valoarea fraudată după Polonia, se arată în raportul OLAF. În domeniul dezvoltare rurală, țara noastră a raportat peste 250 de fraude și peste 2200 de nereguli care nu sunt considerate fraude. Astfel, ne-am clasat pe primul loc în Uniunea Europeană la ambele capitole. În ceea ce privește ajutoarele directe către fermieri, România a raportat peste 200 de fraude în aceeași perioadă, fiind pe primul loc la nivelul Uniunii Europene și mai mult de 750 de nereguli neconsiderate fraude, adică a ocupat locul 2 după Italia. Valoarea totală a neregulilor se ridică la 62 de milioane de euro. În 2018, procentul a crescut pentru România și s-a ajuns la o fraudă de peste 18 milioane de euro într-un singur an. Cel mai des întâlnite modalități de fraudare au fost folosirea documentelor false, cererile de ajutor false sau declararea unor produse, specii sau terenuri fictive. La nivelul Uniunii Europene, în 2018, neregulile privind fondurile europene pe agricultură și dezvoltare rurală au scăzut cu 5% și au ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 5 ani în comunitate. Totuși, neregulile identificate în 7 state, mai exact Italia, România, Portugalia, Spania, Bulgaria, Franța și Lituania, depășesc 70% din totalul neregulilor raportate în 2018 la nivelul întregii Uniuni Europene. Scandal uriaș la poarta lui Gigi Becali. Poliția a intervenit chiar în ziua nunții fiicei războinicului Luminii, după ce un bărbat a forțat intrarea în curte. Individul l-a agresat pe portarul vilei lui Gigi și a lovit mai mulți trecători.
Teodora, fiica cea mare a lui Gigi Becali, se mărită cu alesul inimii ei, Mihai Mincu. Cei doi vor avea parte de o nuntă de vis la Palatul Snagov, unde vor petrece alături de 700 de invitați. Înainte de a pleca către biserică, nuntașii au încins o horă împreună cu mireasa, chiar în curtea latifundiarului din Pipera. La orele amiezii, la vila din Pipera, a sosit patronul FCSB, iar ulterior alaiul a plecat către biserică. Tânăra de 25 de ani împreună cu alesul ei s-au cununat civil pe 11 octombrie. După ceremonia religioasă va urma petrecerea cu sute de invitați la Palatul Snagov, care a costat o jumătate de milion de euro. Teodora a fost filmată în jurul prânzului la volanul mașinii sale în timp ce intra cu bolidul în curtea vilei din Pipera. Tânăra avea pe cap o coroniță cu flori. Marele eveniment nu a fost lipsit însă de incidente. Totul s-a întâmplat chiar în fața casei lui Gigi Becali, când toată lumea se pregătea de nuntă. Intri din nou! Un individ a forțat intrarea în curtea lui Gigi Becali și l-a lovit pe angajatul aflat la poliție. A intervenit pentru a-l calma pe bărbatul recalcitrant. La fața locului a venit și vărul lui Gigi, Victor. Băi, nene, nu mai lăsați, bă, să plece! Dă-și-mă din gură! În schimb, războinicul Luminii a preferat să stea în casă și să lase forțele de ordine să-și facă treaba. Bine că nu am ieșit, vărul meu a ieșit. Eu nu am ieșit, dacă ieșeam, mă aresta și nu mai eram la nunta fetei mele, a declarat Becali. Peste 1000 de invitați sunt așteptați la nunta Teodorei cu Mihai Mincu. Cei doi au avut cununia civilă joi. Ginerele lui Becali, George Mincu, este cunoscut drept un crai de dorobanți. Tânărul este pe placul latifundiarului din Pipera, asta pentru că este machedon și este și înalt, așa cum își dorea Gigi. Întotdeauna am vrut să am ginere frumoși, ca să fac nepoți frumoși. Și Teodora s-a însurat-o, a un băiat frumos și înalt și frumos. Acum el, dacă el o să fie om curat și drept și în adevăr, o să fie ca și băiat al meu. Nu o să fie. Îmi fac și eu datoria de tată și de gir și de socul. Dau la fete ce dau, material, eu îmi văd de treaba mea. Viorica Dăncilă a anunțat condițiile în care ar putea să susțină un guvern PNL. Liderul social-democrat spune că va vota noul executiv dacă liberalii se angajează să nu taie pensiile și salariile. Dăncilă le-a cerut celor de la PNL să semneze pactul pentru bunăstarea României. Doamna Dăncilă, președintele Klaus Iohannis și liderul PNL Ludovic Orban au dat asigurări că nu vor fi tăiate pensiile și salariile. Veți da vot în Parlament unui nou guvern? M-aș bucura acest lucru, dar noi am mai auzit astfel de lucruri și pe urmă s-a întâmplat altfel. Dacă într-adevăr nu vor să taie pensiile și salariile, să semneze pactul pentru bunăstarea românilor și atunci le vom acorda credibilitate. Dacă semnează, vom susține. Noi nu vrem ca țara să stea în instabilitate. Așa cum am spus, vreau ca să vină un nou guvern cât mai repede, să fie desemnat cât mai repede un premier, să-și formeze cabinetul, pentru că pentru mine, pentru Partidul Social Democrat, este important în primul rând ce se întâmplă în această țară. Există viitor politic pentru Liviu Dragnea după pușcărie, dacă este să luăm de bune ideile lui Paul Stănescu. Baronul PSD a anunțat că ar trebui aduși în partid oameni precum Adrian Năstase sau Vasile Dâncu. Vă reamintim, fostul premier Adrian Năstase a primit 2 condamnări și a stat 500 de zile în penitenciar. Cred că în partid trebuie aduși și alți oameni, și anume Vasile Pușcaș, Adrian Năstase, Cosmin Gușă, Vasile Dâncu. Sunt oameni și mulți alții, bineînțeles, pe care să ducem aparte, pentru că Partidul Social Democrat are o forță și sunt convins că în 2020 Partidul Social Democrat din nou va câștiga alegerile. După o perioadă tulbure la finalul erei Dragnea, Paul Stănescu și-a reluat o poziție de forță în PSD după întâlnirile de ieri.
lideri cu Așazi și Puciști. Paul Stănescu susține că PSD este pregătit și pentru perioada de opoziție, deoarece aceasta va ajuta partidul să câștige alegerile de anul viitor. Eveniment cu iz comunist în județul Alba, la inaugurarea unui pod peste Mureș, o elevă a recitat o odă în cinstea primarului din Teiuș. Acesta a fost lăudat pentru investiție și este caracterizat drept tânăr, învățat și cinstit. Momentul artistic se va deschide prin recitarea unei poezii cu numele Străbunii noștri din Căput, compusă de Alexandru Salcă, localnic al satului Căput, sub numele de Ducu. Inaugurarea podului peste râul Mureș, care leagă orașul Teiuș de localitatea Căput, a fost evenimentul anului pentru primarul Mire Hălălai. Acesta a aranjat un program artistic cu elevii de la Liceul Teoretic Teiuș și de la Școala Generală din Căput. Una dintre eleve a recitat în fața audienței o adevărată odă dedicată primarului orașului Teiuș, Mirel Vasile Hălălai. Străbunii noștri din Căput treceau cu noi de la Teiuș, că așa a fost lumea lăsată mai redusă câteodată. Și-au trecut primari mai mulți, pot peste Mureș n-au făcut. Promisiuni toți au avut, nimeni nu a venit ca să facă ce-a promis. Și-a venit ziua cea mare, un primar ca Hălălaie, un copil începeris, tânăr, învățat. Poezia a fost prezentată ca fiind scrisă de un localnic din Căput. În poezie, primarul orașului este lăudat pentru investiția făcută, dar și pentru faptul că a trimis proiectul podului la București. Proiectul pod când l-a găsit la București l-a și trimis, podul s-a construit și statul a ploit. O școală modernizată, apă în Căput băgată. Domn primar, îți mulțumim, sănătate, îți dorim, belșug și fericire să ai parte de iubire. Finalul poeziei a fost primit cu aplauze de cei prezenți. În cadrul evenimentului au urmat alte momente artistice ale elevilor, cântece, dansuri, dar și alte poezii despre satul natal. Orlando Teodorovici nu a înțeles nimic după derapajul din urmă cu două zile. Ministrul discotecă spune că nu se simte vinovat după ce a jignit o jurnalistă de la B1.ro. În plus, Orlando a cerut presei să-i faciliteze o întâlnire cu jurnalista jignită. Dacă nu vrei să faci întâlnirea cu domnia sa, să subiave o discuție, face domnul nostru. Mi se pare nu. Poți să aveți discuția cu dânsa? Și este o înregistrare video, toată lumea a văzut ce repede. Nu, asta aveți un fix? Evident că ați greșit. Da, sunteți sigur? Da. Câteva zile nu mai erați așa sigur, câteva zile, până să zice guvernul. Cum să o caut cu domnul Șoara? Nu puteți să căutați? Mai avem un TV. Dați telefonul domniei sale? Un teleormănean a depus o coroană funerară după căderea guvernului la sediul PSD Roșiorii de Vede, localitatea fostului ministru Carmen Dan. Este al doilea caz de acest gen după moțiunea de cenzură de joi. PSD, fără regrete sau lumânări, ca să nu cheltui, luată din cimitir de la soacră. A scris pe coroană persoana care a depus-o la cabinetul parlamentar al fostului ministru de interne Carmen Dan, din Roșiorii de Vede, localitatea sa natală. Acesta nu este primul gest de acest fel care se întâmplă la un sediu aparținând PSD după ce moțiunea de cenzură a trecut joi în Parlamentul României. La scurt timp după ce a fost public faptul că moțiunea de cenzură a trecut, un vasluian s-a dus cu o coroană de flori la sediul filialei PSD Vaslui, condusă de Dumitru Buzatu. Cum clădirea era cu lacătul pe ușă, vasluianul a depus o coroană de flori pe care era scris un mesaj injurios la adresa partidului. Candidatul la alegerile prezidențiale din partea partidului Mișcarea Populară, Teodor Paleologu, o atacă dur pe Viorica Dăncilă, despre care spune că dă impresia că nu mai are simțul realității. În opinia lui Paleologu, Dăncilă a greșit fundamental, pentru că nu ascultă de nimeni și spune despre ea că cei pe care Dumnezeu vrea să îi piardă, mai întâi îi nebunește. Teodor Paleologu a fost întrebat la Craiova dacă Viorica Dăncilă mai poate face nominalizări din partea României pentru funcția de comisar european după ce a căzut guvernul. Dânsa a greșit fundamental pentru că nu ascultă pe nimeni. Este o persoană care nu vrea să audă sfaturi de la nimeni. Nu învață din nimic. Era evident că Rovana Plumb avea să fie respinsă. Era evident că Danica avea să fie respins. Evident că era clar. Numai cineva orb nu vede asemenea evidențe, a răspuns candidatul PMP la prezidențiale. De asemenea, Paleologu a adăugat că Dăncilă nu mai are simțul realității și că se agață de putere cu orice preț. Doamna Dăncilă ar trebui să țină cont de realități. Doamna Dăncilă dă impresia că nu mai
are simțul realității. Există un dicton latinesc, vos deus vult perdere, prius dementat, adică cei pe care Dumnezeu vrea să îi piardă, mai întâi îi înnebunește. Asta se întâmplă în momentul de față cu o persoană care a pierdut puterea, dar care se agață de putere cu orice preț și, din păcate, cu toții plătim factura pentru această ambiție nesăbuită și de-a dreptul dementă, a mai declarat Teodor Paleologu. Vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă, chiar dacă în calendar este toamnă de mult. Meteorologii anunță un val de aer cald care va cuprinde țara noastră, iar temperaturile se vor apropia chiar de 30 de grade. Cei care vor să-și petreacă acest weekend în aer liber au parte de vești bune. Vremea va fi frumoasă și caldă, iar temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată. Vremea caldă va persista și în zilele următoare, cel puțin până spre mijlocul săptămânii care urmează. Vom avea la nivelul întregii țări temperaturi maxime cuprinse în general între 18 și 27 de grade, cu valori în jur la 27 de grade, posibil chiar 28 de grade, în Oltenia, în Muntenia, posibil chiar și în zona Banatului. Totuși, meteorologii ne anunță că de săptămâna viitoare este posibil să apară ceață dimineața în mai multe regiuni ale țării. La nivelul întregii țări, temperaturi foarte ridicate, chiar și cu până la 7, poate chiar 8 grade, peste ceea ce ar trebui să avem în mod normal la această dată. Nu vor fi ploi, însă, de la o noapte la alta, crește șansa de apariție a ceții, mai puțină mâine dimineață, luni dimineață, dar cam de miercuri dimineața încet, încet să apară tot mai multă ceață, iar aceasta să fie pe o suprafață mai mare în Muntenia, în Dobrogea, de asemenea în Moldova, mai puțin în restul țării. 10 milioane de țigări de contrabandă au fost capturate de către polițiști într-o navă sub pavilion bulgăresc care a fost reținută în portul Giurgiu. Cercetările continuă în acest caz, deoarece există suspiciuni privind veridicitatea documentelor și originalitatea mărfii. În urma activităților de cooperare internațională cu serviciul VAMAL din Ucraina, polițiști din cadrul Direcției de Investigare Criminalității Economice, împreună cu polițiști din cadrul IPJ Giurgiu și ai Direcției de Poliție Transporturi, cu sprijinul organelor de control din cadrul Direcției Generale de Avămilor și reprezentanților autorității portuare Giurgiu, au identificat 1000 de baxuri, adică 10 milioane de țigarete, la bordul unei nave sub pavilion bulgăresc. În vederea continuării cercetărilor, nava a fost reținută în portul Giurgiu și urmează ca întreaga cantitate de țigări să fie ridicată. În cauză se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrafacere de marcă și prezentarea la autoritatea vamală de documente nereale sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Giurgiu. Întreaga activitate a beneficiat de sprijinul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și a luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale. A început sezonul gripei, iar 5 români s-au îmbolnăvit deja. Medicii avertizează că virusul din această toamnă este mult mai puternic decât în anii trecuți și este important ca populația să se vaccineze. Ministerul Sănătății a cumpărat deja 1,5 milioane de doze de vaccin antigripal. Față de anii trecuți, virusul gripal și-a făcut apariția mult mai repede. Medicii de familie susțin că numărul dozelor de vaccin este insuficient, deși Ministerul Sănătății a achiziționat cu 200.000 mai multe decât în 2018. Situația este îngrijorătoare și la nivel mondial, acolo unde autoritățile de sănătate vorbesc de o posibilă pandemie. Aceasta ar afecta în special țările sărace. Până acum au fost declarate 17 cazuri de gripă, față de doar 5 câte existau în aceeași perioadă a anului trecut. În aceste condiții, vaccinul este vital pentru a preîntâmpina pericolul. Cu toate acestea, românii ignoră avertizmentele medicilor. Rata de vaccinare nu a trecut niciodată de 10%, o statistică demnă mai mult de o țară de la coada Europei. Sezonul trecut au fost înregistrate numai puțin de 199 de decese din cauza gripei. Numărul de infecții respiratorii acute a fost mult mai mare, 43.655. Autoritățile se gândesc să introducă vaccinarea și în farmacii pentru a crește numărul persoanelor imunizate. De astăzi, șoferii care vorbesc la telefon sau fac transmisiuni live pot rămâne fără permis potrivit noilor prevederi ale codului rutier. Totodată și amenzile au crescut pentru aceste abateri din trafic. Regulile sunt valabile și pentru bicicliști. Colega mea, Emma Stoica, ne spune cât de aspre vor fi amenzile. Șoferii care folosesc telefoanele mobile în timp ce mașina
mașina este în deplasare riscă o amendă de 1100 de lei. De asemenea, este interzisă și folosirea dispozitivelor GPS în momentul în care vehiculul este în deplasare. Este permis doar în momentul în care mașina se află la semafor sau este oprită. De asemenea, în momentul de față, o noutate a noului cod rutier este faptul că și bicicliștii sau cei care folosesc trotinetele riscă amenzi dacă vor folosi telefoanele mobile în timp ce se deplasează. Mai exact, acestea pot porni de la 870 de lei și pot ajunge la 1160 de lei. Sunt într-adevăr interzise și transmisiunile online live dacă acestea implică ținerea telefonului în mână. A rămas permis pentru șoferii folosirea dispozitivelor în momentul în care au căști hands-free sau Bluetooth. Vom vedea cum vor aplica polițiștii aceste prevederi a codului rutier și câți vor fi cei care vor ajunge să primească amenzi în momentul de față. Dar vă reamintesc faptul că și dacă vor depăși viteza legală și folosesc și telefonul mobil, aceștia riscă să își piardă și permisul pentru 30 de zile. Scandal monstru seara trecută în Arad. Doi bărbați și-au împărțit pumni și picioare pentru o femeie. Soțul tinerei l-a atacat pe presupusul amant într-un taxi. A fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru aplanarea conflictului. Cei doi bărbați vor fi cercetați în continuare de polițiști pentru loviri, distrugere și alte violențe. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Furios și gelos, soțul nu a mai suportat și l-a atacat pe presupusul amant. A deschis ușa mașinii și a început să lovească cu bestialitate pe rival. În bătaia generală, parbrizul mașinii a fost spart, iar unul dintre cei doi s-a rănit la picior. Eu am vrut să plec cu Institutul Nicolau și l-a oferit în fața mașinii și am oprit. Echipajul de jandarmerie aflat în serviciu a plecat de urgență la adresa indicată și împreună cu un echipaj de poliție locală au intervenit în aplanarea conflictului între doi bărbați și o femeie. Având în vedere faptul că unul dintre bărbați a necesitat de urgență îngrijiri medicale de specialitate, jandarmii au solicitat un echipaj de ambulanță. 13 români, membri ai unei rețele internaționale de clonare de carduri și spălare de bani, au fost puși sub acuzare peste ocean. Infractorii au prejudiciat instituții financiare și persoane fizice, iar pagubele se ridică la 20 de milioane de dolari. Numărul total al membrilor grupării este de 18, iar 13 dintre aceștia sunt români. Cei mai mulți au fost arestați joi, iar 4 dintre ei, tot români, se aflau deja în custodia autorităților pentru alte infracțiuni. Celelalte persoane vizate în acest caz sunt 4 americani și un grec. Conform procurorului de caz, inculpații au participat la o amplă operațiune internațională de fraudare a bancomatelor și spălare de bani. Potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiție, în perioada 2014-2019, hoții au acționat în cadrul unei rețele internaționale de skimming al ATM-urilor, obținând ilegal informații despre conturile diferitelor persoane. Gruparea a utilizat dispozitive tehnologice avansate pentru a înregistra numerele de cont și datele personale și pentru a clona aceste carduri și a le utiliza pentru retragerea de sume din conturile victimelor. Unii dintre acuzați au coordonat sau au lucrat în echipe care au activat pe teritoriul SUA, stabilind locurile ideale pentru a acționa, instalând dispozitivele de skimming pe ATM-uri, luându-le apoi și retrăgând mari sume de bani cu ajutorul unor carduri clonate. Alții primeau coletele cu dispozitivele respective din SUA sau din străinătate, în timp ce alții le realizau, iar o altă echipă se ocupa cu preluarea sumelor de bani. Conform procurorilor americani, este vorba de sute de operațiuni derulate pe întreg teritoriul SUA, inclusiv în New York și în cel puțin alte 17 state. Au fost fraudate instituții financiare și persoane fizice, prejudiciul fiind de peste 20 de milioane de dolari. Astăzi a început oficial campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Candidații pentru funcția supremă în stat au la dispoziție fix o lună pentru a-i convinge pe români să pună ștampila pe numele lor. În cursa pentru mandatul de președinte au intrat 14 candidați, profesori, juriști, oameni de afaceri, actori și medici veterinari. Pentru prima dată în istoria post-decembristă a României, votul se va desfășura în diaspora pe parcursul a 3 zile, de vineri până duminică. Campania electorală pentru alegerile
prezidențiale din 10 noiembrie a început sâmbătă la ora 12 și se va încheia în 9 noiembrie la ora 7. Astfel, candidații pentru fotoliul de la Cotroceni au la dispoziție o lună pentru a-i convinge pe români să-i voteze. În cursa pentru Cotroceni au rămas 14 candidați. Primul pe buletinul de vot este actualul președinte Klaus Iohannis, susținut de Partidul Național Liberal. Pe locul 2, conform ordinii stabilite de Biroul Electoral Central, prin tragere la sorți, se află Teodor Paleologu, susținut de Partidul Mișcarea Populară, urmat de Dan Barna, candidat din partea USR+. Locul 4 este ocupat de liderul formațiunii UDMR, Kelemen Hunor. Locul 5 este al socialdemocraților, care o susțin pe Viorica Dăncilă. Următorii candidați pe buletinele de vot de la alegeri sunt Cătălin Ivan, Ninel Peia, Sebastian Popescu, John Ion Banu, Mircea Diaconu, Bogdan Stanoevici, Ramona Brunsils, Viorel Cataramă și Alexandru Cumpănașu. Campania pentru alegerile prezidențiale vine cu noi reguli. Organizarea mitingurilor, adunărilor și marșurilor se poate face numai cu autorizările prevăzute de legislația în vigoare. Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni ordinii de drept. În unitățile militare, în unitățile de învățământ, în timpul programului de învățământ, în sediile reprezentanțelor diplomatice, precum și în penitenciare, acțiunile de campanie electorală de orice tip sunt interzise. Primarii asigură candidaților și formațiunilor politice care i-au propus în mod nediscriminatoriu spații corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii. Locurile speciale pentru afișaj trebuie să fie stabilite în locuri publice frecventate de cetățeni, astfel încât să poată fi folosite fără stânjenirea circulației pe drumurile publice și a celorlalte activități din localitățile respective. În premieră la aceste alegeri, românii din străinătate vor putea vota pe durata a 3 zile, 8, 9 și 10 noiembrie. În 8 noiembrie, programul de votare este 12-21. În zilele de 9 și 10 noiembrie, se va putea vota între orele 7 și 21. În fiecare dintre cele 3 zile, programul de vot se poate prelungi până la ora 23 și 59 de minute, dacă sunt persoane la coadă. Românii din străinătate pot de asemenea să voteze prin corespondență. Doar 41.003 cetățeni au ales această variantă și s-au înscris până la expirarea termenului în 15 septembrie. Vești bune pentru românii din diaspora. Ministerul Afacerilor Externe a solicitat suplimentarea numărului de secții de votare pentru alegerile prezidențiale cu 270. În prezent au fost aprobate 444 de secții de vot în diaspora, conform listei inițiale transmise pe 3 octombrie de către Ministerul de Externe. Dacă va fi aprobată cea mai recentă suplimentare, va ridica numărul de centre de vot la 714. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe, termenul limită pentru a trimite către Autoritatea Electorală Permanentă propuneri de înființare de noi secții în afara României este 19 octombrie. Astfel că nu este exclus ca în următoarele zile să mai fie trimise astfel de solicitări. Șoferii care circulă prin București trebuie să fie foarte atenți în trafic în acest weekend. Primăria anunță restricții în centrul orașului din cauza mai multor evenimente. Printre acestea se numără Bucharest Marathon, lansarea candidaturii Vioricăi Dăncilă la președinție și Salonul Auto București 2019. Primăria Capitalei a aprobat în acest weekend desfășurarea a 11 evenimente. Traficul va fi restricționat astfel în zona centrală a orașului. Printre evenimentele organizate în acest sfârșit de săptămână se numără Bucharest Marathon, Festivalul Festin pe Bulevard 2019, Salonul Auto București 2019 sau meeting-ul unui partid politic, care va avea loc la Romexpo, a transmis municipalitatea. Pentru organizarea evenimentului sportiv Bucharest Marathon, circulația rutieră va fi restricționată sâmbătă între orele 6:30-19, iar duminică între orele 6:30-17:30. Zonele vizate sunt Bulevardul Unirii, bretelele adiacente Pieței Constituției, Bulevardul 13 Septembrie și Bulevardul Libertății pe anumite porțiuni. Autoritățile anunță că arterele de circulație vor fi redeschise traficului rutier secvențial, în funcție de poziția ultimului alergător care se încadrează în timpul regulamentar de concurs. Despărțire bombă în showbiz. Ion Ion Țiriac, fiul omului de afaceri Ion Țiriac și Ilena Lazariuc, au divorțat. Cei doi au anunțat în mediul online că rămân în relații foarte bune. Țiriac Junior și Ilena au împreună 2 copii. Povestea de iubire dintre Țiriac Junior și Ilena Lazariuc s-a destrămat. Cei doi au făcut anunțul în mediul online, la 2 ani de la despărțirea efectivă. Ion Țiriac Junior și Ileana Lazariuc au publicat fiecare același mesaj în care au explicat faptul că au divorțat. Am divorțat acum 2 ani.
Nu există secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre și am dorit această perioadă de liniște și discreție atât pentru noi, dar în special pentru copiii noștri, deși nimic nu s-a schimbat cu privire la cât de mult ne iubim. Vom rămâne în continuare cei mai buni prieteni, suntem și vom fi o familie unită. Ion Ionțiriac, în vârstă de 43 de ani, și Ileana Lazariuc s-au căsătorit în primăvara anului 2009, la Monte Carlo. Cei doi au împreună doi copii de 10 și 11 ani. Cristi Borcea o duce bine și la închisoare. Potrivit presei mondene, fostul patron de la Dinamo are în subordine mai mulți deținuți care se ocupă de treburile sale, în schimbul unor țigări mai fine sau a unor mâncăruri alese. Borcea speră să fie eliberat în perioada următoare. La un pas să fie eliberat din închisoare, Cristi Borcea trebuie să mai aibă puțină răbdare până când îi va fi judecat apelul depus de procuror privind eliberarea condiționată. Până atunci, fostul patron dinamovist se pare că duce o viață de lux în penitenciarul de la Jilava. Potrivit apropiaților săi, Cristi Borcea este ca un șef absolut peste mai mulți deținuți și îi pune pe aceștia să se ocupe de toate treburile lui, iar fostul patron de la Dinamo nu este deloc zgârcit. Omul de afaceri le oferă în schimb celor aflați în subordine cele mai fine țigări, mâncăruri alese, dar și alte avantaje. De asemenea, Cristi Borcea le-a promis acestora că va avea grijă de ei și după ce el va ieși din închisoare. Mai mult, Borcea este și foarte respectat la Jilava. Este campionul penitenciarului la table, iar după ce câștigă, omul de afaceri își aprinde ironic câte un trabuc. Mihai Constantinescu și-a revenit spectaculos după 4 luni de comă. Medicii susțin că este o minune. Deși în ultima perioadă în presă au circulat multe vești neadevărate despre starea sa de sănătate, Mihai Constantinescu se simte din ce în ce mai bine și a făcut progrese mari. Surse din spitalul în care este internat Mihai Constantinescu au anunțat că acesta a reușit chiar să se ridice singur și să bea apă. Mai mult decât atât, artistul a început să-și miște membrele și să se ridice singur, asta după ce a fost în comă timp de 4 luni la Spitalul Floreasca din capitală. Medicii erau rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire, dar se pare că acum situația s-a schimbat radical. Mihai se simte mai bine, este adevărat, este foarte slăbit, dar există o evoluție vizibilă în cazul lui în ultima perioadă. Drept dovadă, doctorii care îl monitorizează permanent au decis să-i administreze mâncăruri ușoare, în special supe și legume pasate. Partea de hrană și irigarea organelor este făcută în continuare prin perfuzii, pentru a se evita complicațiile la rinichi. Mai mult, artistul a început să-și miște membrele și de câteva ori, în sfârșit, a reușit să se ridice. A dezvăluit un apropiat al artistului. Cel puțin 4 persoane au fost ucise, iar alte 3 au fost rănite într-un schimb de focuri care a avut loc la New York. Atacul s-a produs în cartierul Brooklyn, în apropierea unui club privat. Victimele sunt 4 bărbați, iar polițiștii nu au stabilit până acum nici cauzele care au dus la această tragedie și nici numărul celor implicați în schimbul de focuri. Niciun suspect nu a fost reținut până acum. Potrivit poliției newyorkeze, răniții în număr de 3 sunt 2 bărbați și o femeie, iar viețile lor nu sunt în pericol. Tensiunile acumulate în nordul Siriei, unde ofensiva forțelor turce împotriva milițiilor kurde este în plină desfășurare, amenință să explodeze. Presiunile politice exercitate asupra Ankarei de a pune capăt operațiunilor militare sunt în creștere, în condițiile în care luptele din zonă au făcut noi victime. Au determinat dislocarea peste 100.000 de oameni, iar Pentagonul a confirmat că o bază militară americană a fost atacată de trupele turce. Forțele democrate siriene, grupare rebelă condusă de curzi, au anunțat că 23 de combatanți de-ai săi au fost uciși vineri în urma ofensivei forțelor turce, iar alți 37 au fost răniți. Bilanțul total al morților în rândul rebelilor după debutul de miercuri al ofensivei turce a ajuns la 45. În zona orașului Ras Alain, de lângă graniță, bătălia este în plină desfășurare. Armata turcă a anunțat că ar fi preluat controlul asupra localității, fapt infirmat de rebelii curzi. Cel puțin 30 de civili au fost uciși și peste 200.000 s-au refugiat în cele 4 zile de la declanșarea operațiunii, relatează BBC News. Pentagonul a informat că trupele americane de lângă orașul Kobane, care nu au fost incluse în operațiunea de retragere, au ajuns să
fie ținta artileriei turcilor în seara de vineri. Asta deși oficialii de la Ankara știau că zona era controlată de trupele americane. Incidentul nu s-a soldat cu victime, dar Pentagonul a avertizat partea turcă să evite acțiuni care ar putea duce la o ripostă imediată a trupelor americane. Turcia a negat că ar fi atacat în mod deliberat baza militară a Pentagonului. Departamentul Apărării de la Washington a avertizat asupra unor consecințe grave, în timp ce alți membri ai administrației vorbesc despre sancțiuni. Ofensiva turcă a debutat miercuri după ce președintele Donald Trump a anunțat în urma unei convorbiri telefonice cu omologul său Recep Tayyip Erdogan retragerea trupelor americane din regiune. Decizia liderului de la Casa Albă a fost interpretată la Ankara drept undă verde pentru operațiunea militară împotriva curzilor. Puternicul taifun Hagibi s-a bătut cu toată forța asupra Japoniei, unde a fost precedat de ploi torențiale și vânturi violente. Un om și-a pierdut viața, iar autoritățile au recomandat evacuarea a 1,6 milioane de persoane. Taifunul Hagibi se îndreaptă în forță spre Tokyo după ce a provocat grave perturbări ale transportului și pene de electricitate în țară. Potrivit Agenției Japoneze de Meteorologie, zona afectată de furtună are un diametru de aproximativ 1400 de kilometri, viteza vântului în zona nucleului său fiind de aproximativ 215 km pe oră. Înainte de a atinge uscatul, taifunul a făcut deja o victimă în prefectura Chiba, situată la est de Tokyo, puternic afectată de taifunul Faxai, care a lovit Japonia luna trecută. Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost găsit într-o camionetă răsturnată și a fost dus la spital, unde a fost constatat decesul. 5 persoane au fost spitalizate, însă niciuna nu a suferit răni grave, au precizat autoritățile locale. În prefectura Chiba, aproape 12.000 de locuințe au rămas fără electricitate, iar autoritățile i-au îndemnat pe locuitori să-și pregătească rezerve de alimente și apă suficiente pentru o perioadă de până la 3 zile. Hagibi este cel mai puternic taifun care s-a abătut asupra capitalei nipone după furtuna Ida din 1958, când peste 1200 de persoane și-au pierdut viața. Cetățenii au fost avertizați că volumul precipitațiilor va atinge valori record și că ar trebui să se pregătească pentru valuri înalte și mare agitată. Posturile de televiziune au transmis imagini cu valuri uriașe care se sparg de diguri în zonele de coastă și cu localnici care încearcă să-și protejeze casele cu saci de nisip sau bătând scânduri peste ferestre. Venirea taifunului a dus la anularea a două partide din Cupa Mondială de Rugby, a oprit Marele Premiu de Formula 1 Suzuka și a țintuit la sol aproape 2000 de avioane. Constructorii de automobile Toyota și Honda și-au închis uzinele, iar numeroase supermarketuri din capitală au fost închise. Deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru Albania și Macedonia de Nord a fost din nou blocată. Mai multe țări, printre care Franța, Olanda și Spania, s-au opus intrării acestora în UE pentru că nu îndeplinesc criteriile necesare aderării. Acest refuz provoacă nemulțumire din partea diplomaților, care au acuzat Parisul că pune în pericol stabilitatea Balcanilor. Macedonia de Nord spera la deschiderea negocierilor cu ocazia unei reuniuni marți la Luxemburg a celor 28 de miniștri de externe ai UE, însă Franța estimează că această țară nu îndeplinește condițiile necesare, au informat surse politice de la Bruxelles. Pentru Albania, în afară de Franța, se mai opun 3 țări, Danemarca, Olanda și Spania. Au subliniat mai multe surse după o reuniune vineri a ambasadorilor țărilor din UE, reuniune menită să pregătească întâlnirea de marți. Vetoul francez survine la 8 zile după cei 4 conducători ai instituțiilor Uniunii Europene, Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Ursula von der Leyen și David Sassoli, au invitat într-o scrisoare comună statele membre să deschidă negocierile de aderare cu Macedonia de Nord și Albania. Acest refuz provoacă nemulțumire din partea diplomaților care au acuzat Parisul că pune în pericol stabilitatea Balcanilor. Amintim că UE a decis deja de 2 ori să amâne începerea negocierilor de aderare cu Skopje și Tirana, iar responsabili din Macedonia de Nord au avertizat deja că cetățenii lor nu vor accepta pe termen nedefinit să fie respinși, în timp ce pun în aplicare reforme semnificative conform cerințelor UE. Celebra actriță Jane Fonda a fost arestată ieri la Washington în timp ce participa la un protest față de schimbările climatice. Artista a promis să protesteze în fiecare vineri până în luna ianuarie, cerând să fie luate măsuri pentru a face față schimbărilor climatice. Imaginile cu momentul în care artista a fost încătușată au fost surprinse de jurnaliști.
lui actorul american Robert Forster, cunoscut spectatorilor de film din producții precum Jackie Brown sau din seriale ca Twin Peaks sau Breaking Bad, a murit la vârsta de 78 de ani în urma unui cancer cerebral. Actorul a încetat din viață la domiciliul său din Los Angeles, chiar în ziua în care a fost lansat pe Netflix cel mai recent film în care a jucat, El Camino, A Breaking Bad Movie. Forster era cunoscut la Hollywood mai ales pentru rolurile secundare interpretate în anii 60. Forța pe care o degaja actorul sub aparența sa liniștită, amintind de tipologia actorilor, a fost răsplătită cu premiul Oscar în 1997. Robert Forster a mai jucat de atunci în producții de succes precum The Descent, Descendenții, Mulholland Drive, Calea Misterelor. A dat un loc definitiv în istoria atletismului, reușind să doboare recordul mondial la această probă. El a devenit primul om din istorie care a reușit să parcurgă distanța de 42 de kilometri și 195 de metri în mai puțin de 2 ore. Peste 20.000 de oameni la Viena și milioane de oameni din întreaga lume au asistat sâmbătă dimineață la acest moment istoric. Eliud Kipchoge, în vârstă de 34 de ani, a doborât recordul mondial la maraton, care era de 2 ore, 1 minut și 39 de secunde. Atletul a devenit primul om din istorie care parcurge distanța de 42 de kilometri și 195 de metri în mai puțin de 2 ore. Recordul său însă nu va fi omologat oficial, deoarece Kipchoge a recurs la un artificiu. Atletul a avut în fața sa o echipă formată din unii dintre cei mai buni alergători din lume. Astfel, el a parcurs fiecare kilometru într-un timp mediu de 2 minute și 50 de secunde, fapt care l-a ajutat să treacă linia de sosire conform planului pregătit în avans, după numai 1 oră, 59 de minute și 40 de secunde. Chiar dacă recordul său nu va fi omologat de Federația Internațională de Atletism, deoarece au existat alergători pe post de iepure, dar și alte avantaje, contrar regulamentelor organizației, performanța lui Kipchoge rămâne una istorică. În momentul în care, într-o atmosferă electrizantă, el a trecut linia de sosire, milioane de oameni au avut lacrimi în ochi. Cosmonautul sovietic Alexei Leonov, primul om care a efectuat o ieșire în spațiu în 1965 și comandantul primei misiuni spațiale comune a URSS și Statele Unite, a murit ieri la Moscova. Funeraliile lui Alexei Leonov vor avea loc marți la Moscova. La 19 martie 1965, Alexei Leonov, echipat cu un costum de astronaut și legat cu un cablu lung de 5,35 metri, a rămas în afara navei Voskhod 2 timp de 12 minute și 9 secunde, obținând porecla de primul pieton spațial. El s-a îndepărtat prudent, la 2 metri de navă. Orbit de soare, în pofida vizierei sale aurii, el a fost ținut în siguranță cu ajutorul unui cablu prins de nava sa. Operațiunea a durat în total 20 de minute. Dintre care 12 minute în întregime în afara Voskhod 2. Alexei Leonov a fost de asemenea comandantul misiunii Apollo-Soyuz în 1975, prima misiune comună a celor doi rivali ai războiului rece și ai cursei spațiale, URSS și Statele Unite. Această misiune a marcat începutul unei cooperări tehnologice care continuă și astăzi. În vârstă de 85 de ani, astronautul a murit ieri la un spital din Moscova, în urma unei boli îndelungate. Oficialii NASA și-au exprimat regretul pentru moartea astronautului. Aventura lui în vidul spațial a început istoria activității extravehiculare care face posibilă întreținerea stației spațiale de astăzi, a menționat Agenția Spațială Americană într-o postare pe Twitter. Funeraliile lui Alexei Leonov vor avea loc marți la Moscova, a anunțat Centrul de Pregătire a Cosmonauților. După 33 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobâl, reactorul 4 a devenit obiectiv turistic. Însă vizitatorii atrași de acest loc cu o reputație sumbră au la dispoziție doar 5 minute pentru a-și satisface curiozitatea, nivelul radiațiilor fiind de 40.000 de ori mai mare decât cel normal. Decizia de a deschide publicului o parte din complex a venit după ce președintele ucrainean Vladimir Zelenski a semnat un decret prin care Cernobâlul a devenit o destinație turistică. La pătrunderea în camera de control a reactorului 4, turiștii trebuie să poarte echipament de protecție și pot rămâne în încăpere doar 5 minute din cauza nivelului radiațiilor, de 40.000 de ori mai ridicat decât ar fi normal. Look at that. Such dramatic changes in radiation levels, high radiation levels that we can encounter in here.
It would feel quite creepy to be there without the sense of detecting radiation. La ieșire, turiștii sunt supuși la două teste radiologice pentru a li se măsura gradul de expunere la radiații. Potrivit CNN, guvernul ucrainean a dezvoltat noi trasee turistice în jurul complexului, cu alei și punct de control. În prezent, reactorul 4, unde se află 200 de tone de material radioactiv, este acoperit de un sarcofag de beton de formă semisferică, înalt de 108 metri și care cântărește peste 36.000 de tone, inaugurat anul acesta de președintele Zelenski. Cu toate acestea, nivelul radiațiilor rămâne ridicat chiar și la 33 de ani de la accidentul care a proiectat în atmosferă o cantitate de material radioactiv de 400 de ori mai mare decât cea rezultată în urma exploziei bombei atomice de la Hiroshima. O suprafață de peste 2500 de kilometri a fost contaminată, motiv pentru care peste 350.000 de locuitori din această zonă, inclusiv din orașul Pripyat, au fost evacuați. Catastrofa a făcut aproape 100 de morți până în prezent, însă bilanțul victimelor dezastrului din 26 aprilie 1986 continuă să crească, mii de persoane îmbolnăvindu-se de cancer, în special cancer tiroidian, din cauza contaminării. Acestea au fost știrile, urmează emisiunea 360 de grade cu Alina Bădic. Noi ne revedem la ora 23 și cu alte informații. Rămâneți cu noi!